Una dintre cele mai bune metode de a-ți menține un corp răcoros și sănătos în această vară este să ai o alimentație potrivită. Alimentația poate reduce căldura internă și te va face să te simți mai confortabil față de temperaturile ridicate. Iată lista noastră cu cele 11 alimente care te vor răcori și te vor menține sănătos. Castravetele. Castraveții hidratează instantaneu și reduc căldura corpului. Poți să-i consumi ca atare, în salate sau cu sosul tău preferat. Sau poți să-i amesteci într-un suc cu ghimbir și puțină lămâie. Nu există o modalitate greșită de a-i consuma. Pepenele galben și cel verde sunt foarte căutate vara. Suculente și pline de nutrienți de care organismul are nevoie, pepenele galben este un mare companion al verii. Nu doar că hidratează, dar furnizează organismului nutrienți puternici, precum vitamina B, magneziu, potasiu și fibre. Legumele cu frunze verzi sunt bogate în nutrienți, calciu și au un efect răcoritor asupra organismului. Spanacul, salata verde, varza cale sunt talismanele tale răcoroase de vară. Le poți consuma în smoothie-uri, salate simple sau lângă alte alimente. Laptele bătut. Nu doar că te menține hidratat, dar este benefic și pentru digestie. Poți să-l consumi ca atare sau cu frunze de coriandru. Proaspăt și puțin ghimbir pentru un boost de energie. Mango. Există o multitudine de modalități de a-l include în dieta ta. Poți să-l consumi simplu, în salate, în smoothie-uri, sucuri sau poți prepara mango sticky rice. Este excelent pentru digestie și crește energia. Lămâia. Cea mai ușoară modalitate de a adăuga aroma în paharul tău de apă. Lămâia stimulează sistemul imunitar, conferă strălucire pielii și adaugă o doză sănătoasă de vitamina C în dieta ta. Peștele. Pentru a crește conținutul de proteine în dieta ta fără a depinde de carne, apelează la pește. Bogat în acizi grași benefici, peștele este o alternativă gustoasă și sățioasă. Deoarece generează mai puțină căldură la consum, nu te vei simți letargic și inconfortabil. Avocado. Avocado este un supraaliment în adevăratul sens al cuvântului. Este încărcat cu o cantitate mare de acizi grași, monosaturați, care ajută la eliminarea căldurii și toxinelor din sânge. De asemenea, este ușor de digerat, astfel încât corpul tău nu va trebui să creeze mai multă căldură pentru a le digera. Cocosul. Apa de cocos este plină de electroliți, care te ajută să te menții hidratat și răcorit. Bogată în electroliți esențiali, această băutură energizantă te ajută să înfrunzi căldura în timpul verii, menținându-ți hidratant și plin de energie pe tot parcursul zilei. Menta. Menta este o plantă cu proprietăți răcoritoare, precum lămâia. Combinația celor două poate crea o băutură perfectă pentru vară. Menta ajută la digestie fără a crește căldura corporală. Mușețelul. Această plantă poate răcori corpul, calma insomnia, reduce anxietatea și calma sistemul digestiv. Foarte benefic pentru piele și scalp, mușețelul calmează inflamațiile, iritațiile, mușcăturile de insecte și chiar tăieturile și zgârieturile. Razele ultraviolete nocive ale soarelui pot cauza diferite probleme ale pielii tale, relatează ziarul unirea.com.